Peste 3.000 de absolvenți ai clasei a 8-a din județul Hunedoara se pregătesc intens pentru a susține evaluarea națională, ce va debuta în 19 iunie cu proba de limbă și literatura română. În data de 21 iunie, elevii vor susține examenul la matematică, în 22 iunie proba la limba și literatura maternă, iar în 28 iunie vor fi afișate primele rezultate. Am configurat 16 centre, un pic mai multe, pentru că avem multe școli și în mediul rural și am ținut cont de domiciliul elevilor, astfel încât să asigurăm participarea absolvenților de clasa 8-a la acest examen în condiții optime. Număr de candidați din sistemul informatic este de 3069. Vom vedea câți vor participa la examenul de evaluare națională. Mai exact, proba scrisă la limba și literatura română va avea loc pe data de 19 iunie, matematică 21 iunie, 22 iunie limba și literatura maternă, acolo unde este cazul, în data de 28 iunie se vor afișa rezultatele inițiale înaintea contestațiilor. Eventuale contestații se pot depune în perioada 28-29 iunie. Soluționarea contestațiilor va avea loc în perioada 29 iunie-4 iulie, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 4 iulie. Repet, după această dată se intră pe calendarul admiterii și aici este extrem de important ca fiecare elev împreună cu părintele și în prezența dirigintelui să completeze cererea de admitere, cererea de înscriere în mod corect și cu cât mai multe opțiuni în ordinea descrescătoare a preferințelor. Până mâine inclusiv, elevii care au finalizat cursurile de gimnaziu au posibilitatea de a se înscrie la examenul de evaluare națională.